Salut! Ne întâlnim din nou cu Vlăduț. Așa cum îi stă bine unui detectiv cu experiență, urmărește tot ce se întâmplă în jurul lui cu mare atenție. Nu știi de unde apare un caz important de rezolvat sau ceva de învățat. Acum urmărește ce se întâmplă în laboratorul casei, în bucătărie. A fost atent la ce ingrediente a folosit mama lui, la spălatul și curățatul acestora, la mânuirea ustensilelor de bucătărie, dar și la folosirea condimentelor pentru a da gust preparatului final. Îți propune și ție o activitate individuală. Începe însă tot cu mister. Descoperă legumele din tabloul cu personajul misterios. Ele sunt ingredientele unei rețete. Ghicește ce rețetă îți propune Vlăduț. Îți dau și un timp de gândire. Salată! Corect! Am ales salata pentru că este un curcubeu de vitamine care te ajută să faci față tuturor provocărilor dintr-o zi și să ai energie. În plus, este foarte gustoasă și ușor de preparat. Am căutat și câteva informații pentru tine. Salata este o plantă legumicolă cu frunze mari și rotunde, comestibile, sau poate fi un preparat culinar făcut din anumite legume fierte sau crude cu adaos de oțet, zeamă de lămâie și unt de lemn, care se servește ca aperitiv sau ca garnitură. Voi prepara două porții de salată asortată pentru care am nevoie de o salată, 2 castraveți, 2 roșii, 2 cepe verzi, 10 fire pătrunjel, 50 de grame brânză telemea, 2 ouă fierte, sare, ulei, zeama de la o jumătate de lămâie. Cu ele voi prepara un sos rece folosit la sezonarea salatei. Și acum să trecem la lucru. Se curăță legumele, se spală și se taie cu mare atenție. Se fierb ouăle, se curăță, se taie, apoi se stoarce lămâia și se rade brânza. Cere ajutorul unui adult dacă vrei să folosești aragazul sau plita. Cu focul nu e de glumit și nici cu apa fiartă. Se așează legumele și celelalte ingrediente și se asezonează cu sare, ulei și zeamă de lămâie. Ce bine arată! Poftă bună! Poți servi cu felii de pâine prăjită, iar dacă pâinea este integrală sau neagră, este cu atât mai sănătoasă și mai gustoasă. Ai văzut și tu că în bucătărie este ca într-un laborator? Trebuie să păstrezi curățenia acolo unde lucrez, să-mi pregătesc ustensilele și ingredientele, să fiu atent la curățenia mâinilor, dar și la mânuirea obiectelor din bucătărie. De multe ori, s-ar putea să ai nevoie de ajutorul unui adult. Nu poți face tu totul, este bine să fii în siguranță. Poftă bună și spor la sănătate!